Salutări, să... Da. Salutări, zi. Salutări, Ștefan sunt. Gogo sunt. Și bine v-am regăsit într-un nou episod al Academiei de Vapat. Astăzi discutăm despre Rincoe McMahon. Rincoe, care este cei mai noi prieteni ai noștri. Așa se pare, dar am un deja vu. N-am mai vorbit odată despre McMahon. Am un deja vu? Așa se pare. Am și eu un deja vu, uite. Așa se pare. Am mai vorbit de McMahon. Da, dar pentru că noi suntem acum, cum să zic, frații puțin spus. Așa. Așa suntem. Cu firma Rincoe. Da. Am primit a doua variantă de McMahon, care e băț, McMahon de 80 de vați. Ala de înainte era McMahon de 300 de vați sau 200, cât 275, cât ți-am zis. Whatever. Sigur. Bățul, poate vă era dor. N-au mai fost de mult, de la Joyetech Ultex. Cum zicea, Ultex? A fost și Twister. Da, dar nu era, ce, nu cu era ecran cu, așa? Nu era cu ecran. Nu era. Da. Nu, de la Joyetech Ultex încoace, n-am mai avut bețe. Mie, sincer, mi-era dor de forma asta. Până un alta este cam cel mai compact 18650. Băi, e un... Forma asta, modul ăstora, cred că un 18, single battery 18650 păi era la fel. Mai compact nu sunt. Nu, Ultex-ul era la fel. Era mai mare? Nu. Tot la fel ciudățel era și ăla. Asta parcă-s mai... Parcă un pic mai simplu e decât Ultex. Până la design, cred că acolo, ca... E un pic mai simplu. Da, e un mod drăguțel de 80W, tub, cu mufă de încărcare micro USB, 1.18650 și are un display mic, dar luminos, pe care vezi toate informațiile de care ai nevoie. Până la e cam suficient. După 80W, dacă dai în sus, trece din nou la 1, round robin, cu era la modă, să zici, does it have round da? Robin? Da, ca să nu iei înapoi. Da. Are. Butonul e ok, nu mi se pare cel mai reușit buton, dar e ok, e în regulă. Îmi lasă impresia că ar rezista la tăvăleală în timp, așa. Zine despre mod, Ștefan? Sunt foarte puține de spus despre mod și cred că am acoperit toate detaliile nu mai devreme. E văr cu provarii. E văr de-al șaptulea cu provarii, în condițiile în care niște veri la un moment dat au început să se căsătorească între ei. Cam atât de veri e ăsta cu provarii. Păi, are display. Și provarii avea, corect. Are buton de fire. Și provarii avea. E cilindric. Și provarii era. Și electronic. Și cu toate astea. E puțin mai gros și mai dubios. Ne iertați, oameni buni. Voi probabil nici nu mai știți ce e provarii. Dar... Nu că nici nu mai știți. Deci toți cei care știu ce e la IQS și are Max Power și nu știu ce e la provarii, înseamnă că sunt aici de 4 ani încoace. Cam de atunci n-am mai fost la modă provarii. Provarii a fost primul mod electronic spălat. Da, a fost foarte spălat și destul de scump și foarte safe și tot ce vrei tu. Ideea e că McMahon ăsta de 90W, îi zice McMahon 80W, da? Meshkit, ceea ce înseamnă că vine cu un atomizor. Care are mesh, nu o spune. Care are mesh, da. Nu-mi vine să cred. Și cum crezi că se numește? Mesh tank. McMahon, Mechstang. Da, eu i-am pus aici atomizorul meu de acasă, pentru că n-are rost să-mi murdăresc atomizorul. Eu aici am pus atomizorul lui, sigur, cum să nu. Fuhai Rod, Bao Diristic, Senzen, Guangdong, China. Hai să le scriem, scrisoare. O scrisoare, da. O carte poștală. Cutia e decentă, cod de bare și scratch check pe el de autenticitate. Primiți două rezistențe în kit, plus o sticlă de rezervă, plus niște o-ring-uri, plus cel mai mic cablu de încărcare pe care l-am văzut vreodată. Este foarte scurt și nu-ți va permite să folosești țigara în timp ce se încarcă. Asta pentru că trebuie să te apleci lângă calculator. Da, gen. Păi dar vreți să vă zic ceva? Atomizorul nu-i rău. Nu-i rău. E greu să greșești. Genul ăla de rezistențe a la Vaporeso și a la Smog, e greu acum să vină un producător să le greșești. Și totuși, alea de la Twister nu de erau. De la Freemax? Da. Nu erau mai bune sau mai proaste. Deci că sunt făcute toate de aceeași mamă, rezistențele astea. Exact. Da. Dar nu e un atomizor rău. Adică, dacă găsești kitul ăsta, cât ai zis că ăsta e 270 sau... Nu, ăla alt. Bă, ăsta, eu îl văd tot cam pe acolo, tot pe la un 250 de lei. Kit așa, tot. Tot kitul, da. Da.
Pentru că și smocurile astea asimilare, tot cam pe acolo vin. Da? Și smocurile alea, da, e 200 și ceva, 210, genul ăla, 180, în funcție de. Dar alea n-au electronică. Ah, da? Da, vin cu baterie de-a gata, 3000 de mAh sau ce-ți alegi tu, dar nu e cu vați de-aștia. Băi, interesant toți. Adică am văzut foarte mulți din voi, vă luați Tesla, nu știu care, vie? Tesla vie, parcă. Un CVT așa de la Tesla, care este 200 și... Bă, nu merge rău. Nu merge rău și, având în vedere forma, chiar o să o folosesc, cred că, câteva zile. Mi-a spus cineva, un fan, a venit un fan la magazin, și a spus, de ce nu spuneți și voi bancuri cu vapori? Zic, păi eu nu știu bancuri cu vapori. Știi bancuri cu vapori? Și ăla zice, nu, da, găsiți și voi bancuri cu vapor pe net. Și fii atent, m-am uitat azi pe net și văd, trei vapori intră într-un bar. Așa. Asta e bancul. Un legile, nu, alea, dai, vrei să-ți spun un banc cu vapor? Mm? Un vapor mergea cu cacicăsa pe stradă. De câți vapori, nu, există un banc cu vapori, destul de bunuț. De câți vapori e nevoie să schimbe un bec? De 10. Nu, 5. Unul schimbă becul, altul îi face coilul, cealaltul face review și altul postează pe Instagram poze cu becul. Nu era aroma de pe modul ăsta. Nici de pe atomizorul meu nu era. Eu cred că ne găsim greu cuvintele în review ăsta pentru că te aștept să fie o mizerie. Nu te-ați bă, tot timp, deci am avut cele mai proaste așteptări de la oamenii ăștia de la Rincoie. Deci fără nicio caterincă. Tot timpul ne-au surprins. Deci de câte ori a vorbit Rincoie cu mine, i-am tratat de căcate. Da, mă, trimite, dă-te drept. Deci i-am și tratat tot, am și vorbit. Oamenii tot timpul au trimis și toate alea și n-au zis nimic. Bă, uite, dacă vă uitați chinezii de la Rincoie, cred că în limbajul universal al omenirii veți înțelege ce vă transmit acum. Fiate. Băi, și asta vă transmit și vouă, celor care ne urmăriți de acasă sau de pe telefon sau de pe WC-ul, de unde ne urmăriți. Da, da. În special aia. Bă, dacă îl găsiți la vânzare în România, la un preț care vi se pare decent, pentru un mod tub, da? Cu 1,18650 și atomizor integrat care probabil merge cu rezistențe TFV8 sau o variație, poate merge cu alea de EU, că TFV8, Big Baby EU ceva, au țucum fost mai mic aici, știi? Și există și adaptoare de la TFV8-ul normal la țucumful ăsta, adică de la GT4, GT2, vaporesul ăsta. Dar asigurați-vă că găsiți rezistențe înainte să-l cumpărați. Chiar România. Și așa, probabil că dacă o să găsesc în România, o să găsesc doar modul, că așa și el alt e doar modul. Bă, modul merită. Mă așteptam să fie un gunoi o mizerie pentru că firma Rincoie, adică și te cheamă Rincoie, nu poți să ai. Sunt destul de ieftine modurile și lor. Și mă așteptam să fie panorame. Bă, nici unul n-a fost, nici alea din plastic. Deci ăsta mă aștept să coste similar cu un Pico fără... 200 de lei. În genul ăsta, între 150 și 200 de lei aș fi fericit cu achiziția. Bă, și chiar... Vopseaua nu era pe el. Și vezi că stainless-ul ăsta are un mat pe el care îmi place maxim. Și negru ăsta e foarte frumos, se simte bine. Surprinzător. E o surpriză plăcută venită din partea fraților din China, care de obicei ne trimit numai produse proaste. Da, mai puțin firma asta, Rincoie. V-am zis, tot respectul, Rincoie, vă pup. Uite, le pun și link, mă. Le pun link, mă, pe clip. Link for our brothers in China. Good job. Yes. I love you, Rincoie. Pune-le link și le dai minutul ăsta. Da, așa. Minut. Iar pentru voi, avem să mai spunem următoarele. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Nu ezitați să luați produsul ăsta. Dacă îl găsiți pe undeva, într-un buget care raport, vi se pare calitate, okay. Preț foarte bun. Nu, ni se pare foarte bun. Bineînțeles, fiind un produs nou lansat pe piață, știți și voi. Pe partea de fiabilitate, nu vă poate promite nici măcar Dumnezeu, cu atât mai puțin noi de la Academie. Care nici noi nu suntem foarte departe de Dumnezeu, dar în fine. Tu cu barba aia, da, poate. Așa că până data viitoare, nu uitați să ne urmăriți pe cealaltă rețele sociale pe care mai activăm. Alegeți-vă una, suntem peste tot. Și de asemenea, dacă luați în considerație faptul că ne trebuie un obiectiv nou pentru camera asta, ca să ne vedem mai frumos. Dă-te mai așa, să pun link-ul de PayPal. Vine mai aici. Așa? Așa, gata. Aici link-ul de PayPal. Da, stai tu, acolo, aici. Așa. Da, link-ul de PayPal. Avem și Revolut. Avem și Revolut. Dă-te așa, să mai pun ceva la drept. Aici.
Așa. Bun. Pa! Vă pupăm, mulțumim, pa!